Bună ziua, dragi prieteni din Fecioară. Haideți să facem la Fecioară pentru doamne, da? Am să mă gândesc la femeia șatenă acum. Haideți să vedem la femeia șatenă. Am să vă spun ce va ieși în aceste cărți. Deci nu doar dragoste. Ce văd? O să mă gândesc la dragoste, dar și la alte lucruri. Văd multe femei șatene care își vor schimba viața, parcă se mută, da? Pleacă undeva departe, își schimbă viața departe sau faceți un drum. Dar drumul acesta va duce o mare schimbare în viață. Cu foarte, foarte bine. Vă văd între multă lume pe femeia șaten, o văd. O văd că iubește un bărbat șaten sau șaten brunet sau șaten spre blond, nu blond, dar șaten sau șaten brunet. Este un bărbat tânăr, văd, pentru majoritatea. Văd că vă mutați cu casa la un drum. Vă schimbați casa, deci vă mutați. O să aveți o împlinire. Parcă sperați la mutarea asta să vă mutați undeva, da? Parcă o să primiți niște bani de la serviciu sau de la o afacere. Banii o să crească și parcă primiți, poate fi de la serviciu, v-am zis, o să primiți o veste și bani sau de la o instituție de stat. Vă mai văd în dragoste, mare noroc, în ce sperați cu un bărbat șaten. Haideți să mai scoatem o dată pe femeia șaten, să ne mai uităm despre ea, pentru Fecioară, da, mă uit. Vă văd, uitați, bărbatul șaten. Îl văd că se gândește la dumneavoastră. Șaten sau șaten brunet? Mai închis. Dar nu este negru. Deci șaten. Poate să fie brunet și să aibă ochii și tenul alb. Da, poate să fie. Acest bărbat se gândește la dumneavoastră și dumneavoastră vă gândiți la el și vă mai gândiți poate la încă un bărbat brunet. Văd că vă iubiți cu acest bărbat șaten, dar parcă vă mai gândiți cu dragoste și la alt bărbat brunet. Vă văd vorbe multe și parcă primiți niște vești, niște vorbe în casă cu parcă niște minciuni aceste vorbe. Vă văd cu o femeie și cu un bărbat în casă, pot fi copii sau pot fi familie. Cu acest bărbat o să aveți mare noroc, cu acest șaten brunet. Dacă vă este iubit, o să fiți foarte bine împreună. Dacă vă doriți căsătorie, nu știu ce să vă zic, hai să vedem. Vă văd o schimbare, dar mai târziu, dar nu vă văd căsătorie deocamdată. Dacă sunteți căsătorită, rămâneți căsătorită, dar dacă nu sunteți, încă nu. Dar văd o relație strânsă și o relație bună. Dacă sunteți șatenă și aveți un bărbat blond, la fel, relație foarte bună. Dacă sunteți șatenă și un bărbat brunet, parcă dumneavoastră îl iubiți el mai puțin. Dar dacă sunteți șatenă și el e șaten sau șaten brunet, vă iubește. Îl văd foarte bine. Vă văd foarte bine cu acest bărbat. Haideți să mai extragem pentru dumneavoastră. Pentru iubire, să vedem. La femeia șaten în dragoste, da? Nu știu dacă așa am făcut. Haideți să vedem. În dragoste, la femeia șatenă din Fecioară, văd că o iubește un bărbat blond. Sunteți față în față cu el. Poate să vă mai iubească cineva.
Sau aveți o mică greutate în dragoste, dar o să aveți un mare noroc în dragoste. Aveți o speranță în dragoste și parcă speranța asta se împlinește cu noroc. Acum se împlinește, dar mai nu așa de ușor. Vă văd un bărbaș atent brunet care are pe altcineva brunetă, femeie brunetă parcă. Și ei doi parcă sunt împreună forțat, nu că se iubesc. Pe dumneavoastră, femeia șatenă, vă văd cu un bărbat brunet, cu iubire și cu un bărbat blond sau aveți o greutate în dragoste pentru acest bărbat șaten și asta se poate, dar o să aveți o schimbare mare în bine. O să aveți împlinire în dragoste, în ce vă doriți dumneavoastră. Și o schimbare. Poate sunteți supărat acum, înlăcrimată, dar se va schimba în bine. Oricum aveți noroc în ce vă doriți dumneavoastră. Da. Dacă să vă gândiți, vă rog, la ceva, la iubire, femeie șatenă din fecioară. Parcă nu vă gândiți la nimic. Sau ați avut o ceartă. În dragoste cu acest bărbat șaten brunet vă văd, dar vă văd cu o schimbare în bine, dar vă văd că acest bărbat poate are vrăji sau are sau e puțin negativ sau vă respinge sau aveți probleme din cauza altei femei. Vă gândiți la el, dar el se mai gândește la altcineva sau are pe cineva. Și mai văd un bărbat brunet care vă iubește sincer și serios. Haideți să vedem despre femeia brunetă. Da? Femeia brunetă. Haideți să punem așa prima dată și după aceea o scoatem. Să fie puțin mai mult, să vă spun. Mă gândesc la femeia brunetă. Femeia brunetă o văd foarte supărată. O văd că e supărată că nu are bani, că e supărată că vrea o schimbare și nu are, că este înlăcrimată, că se ceartă sau discută sau vorbește, că va avea în casă sau are în casă un soț mai în vârstă sau mai blonduț și atent deschis. Dar cu acest bărbat, dacă sunteți căsătorită, nu vă despărțiți, vă văd că rămâneți cu el. Dar nu știu dacă mai există dragoste, dar oricum văd înțelegere și vă văd bine pe unele doamne. Pe unele doamne care sunteți singure și nu aveți căsătorie, nu veți avea căsătorie. Poate aventură, dar căsătorie nu. Vă văd cu veste bună de la o femeie blondă, dar vă văd cu greutate cu niște oameni care discutați sau sunteți nemulțumită de ceva. Haideți să mai vedem la femeia brunetă puțin, din fecioară, da? Haideți să vedem. Femeia brunetă. Ați lăsat la spate o schimbare sau ați fi putut avea o schimbare, dar ați trecut pe lângă ea. Vă văd un bărbat brunet care se gândește la dumneavoastră. Vă văd cu niște bani care îi primiți, primiți o veste și primiți niște bani. Văd că ajutați un copil cu bani sau pe un bărbat șaten brunet. Sau sperați la bărbatul ăsta și primiți veste de la el. Acest bărbat brunet care vă iese cu speranță, el mai speră la o femeie șatenă sau este o femeie șatenă care îi face vrăj ca să-l ieie de la dumneavoastră. Dar văd că parcă din cauza acestei femei el este fals în dragoste sau este fals și cu ea și cu dumneavoastră. Și asta se poate. Vă văd un necaz care l-ați dat la spate, care l-ați avut de fapt. Asta înseamnă că ați dat la spate, ați avut în trecut. Și acum vă gândiți, nu știu, ceva
ceva în casă ați avut greutate sau pagubă de bani, ați dat bani puțin undeva unde nu trebuia sau... Dar oricum nu vă mai interesează asta. Vă gândiți la un drum și vă gândiți să vă schimbați serviciu sau afacerea sau undeva la o instituție de stat sau om de stat, poate fi avocat, serviciu, spital sau undeva la un drum, afacere, unde o să aveți noroc. Unde vă este teamă puțin de o schimbare, dar aveți noroc cu o femeie blondă. Haideți să vedem în dragoste la femeia brunetă. Asta v-am zis în general un pic și vă zic în dragoste. La femeia brunetă. Da, brunetă în dragoste. Hai să vedem. Vă văd, vă simțiți mințită sau vă minte un bărbat și atent brunet. Vă minte, sunteți înlăcrimată din cauza lui, supărată. O să aveți noroc în dragoste, să știți, cu un bărbat mai deschis la păr. Sau o bucurie și un noroc cu un bărbat șaten brunet, dar mai târziu puțin. Pentru că mai văd doi bărbați, dar văd un bărbat blond și o femeie șatenă care poate sunt prieteni și un cu bărbat șaten blond și o femeie blondă. Așa, vă mai văd că vă iubește mult un bărbat brunet, care vă scrie, o să aveți o schimbare mare în dragoste cu el, un bărbat brunet. O să aveți bucurie și noroc cu el și cu un bărbat șaten brunet. Acum nu știu. Așa, haideți să mai extragem trei să vedem cu cine rămâneți, cu cine cădeți în dragoste, femeia brunetă. După aia ne uităm la brunet acum. După aceea ne uităm și la blondă. Brunetă, da? În dragoste. Sunteți supărată, femeia brunetă, pentru un bărbat brunet. Dar veți avea noroc în dragoste și bine, bucurie, noroc cu el, cu bărbatul brunet la care vă gândiți. Cu celălalt șaten brunet, nu. Celălalt e mincinos și pleacă din viața dumneavoastră. Ceilalți doi, parcă nu. Blond și spre blond o să aibă alte pe altcineva. Haideți să vedem la femeia blondă. Ne gândim la femeia blondă, da? Din fecioară. Haideți să vedem la femeia blondă. Femeia blondă este foarte îndrăgostită și o să aibă o schimbare mare în dragostea ei. Sperați ceva la o schimbare mare în dragoste, o să o aveți. Femeia blondă din fecioară va avea numai noroc la dragoste și la bani. Foarte, foarte bine vă este. Dar nu cu bărbații cu care sunteți acum sau la cine vă gândiți acum, va fi altcineva. Cu cine sunteți acum, parcă vă despărțiți sau părăsiți sau nu veți fi. Îmi pare rău. Dar veți avea mare noroc, dar nu cu cine sunteți acum, cu altcineva. Vă văd un bărbat mai vârstă sau mai blonduț, mai șaten blond, așa, care are o femeie brunetă și care rămâne cu ea. Haideți să ne mai uităm puțin la blondă. Poate nu se potrivește la toată lumea, dar... Vă văd că plecați undeva cu un bărbat blond, parcă, cu o schimbare, vă mutați undeva, vreau să spun. Vă gândiți la un bărbat șaten brunet de care v-ați despărțit sau care
e departe la un drum, mergeți la el sau vine la dumneavoastră sau faceți un drum împreună și vă împăcați. Vă împăcați cu un bărbat șatem brunet. Parcă sperați mult la el. Și mai este cineva care umblă după dumneavoastră, dar nu doriți această persoană și parcă poate la serviciu sau... Cu oamenii la serviciu vă va fi foarte bine, primiți o veste bună, bani o să aveți, în dragoste vă mai pupe cineva mai în vârstă pe care nu-l vreți sau mai blond. În casă vă văd o bucurie, vă văd un dar sau ați cumpărat ceva sau cumpărați ceva. Vă văd un copil sau doi copii cu care o să aveți o schimbare foarte bine, copii. Va fi foarte bine. Așa. Haideți să vedem la dragoste, la fecioară, la femeia blondă. O spun așa în mare, da. În curând, dragoste. Vă iubește un bărbat șatem mai blond sau mai cărunt, mai păr mai alb, mai în vârstă. Exact dumneavoastră. Aveți două persoane, unul brunet, unul șatem blond. Multe lume vă place, să știți. O să aveți o schimbare mare în viața dumneavoastră, vorbe bune și noroc cu un bărbat șatem brunet. Pe cine vreți dumneavoastră, este un bărbat șatem brunet sau blonduț sau șaten, o să fiți cu acea persoană și o să fie bine. Atât pot să vă spun. Foarte bine. La femeia blondă din fecioară. Haideți să mai extragem 3, să vedem ce mai avem. Cine mai arată? Poate ați fost puțin supărată sau o să fiți un pic supărat în dragoste. Dar o să aveți mare noroc. Sunteți gând la gând cu un bărbat șaten brunet de la serviciu sau are afacere proprie. Cu acest bărbat veți rămâne. Restul, nu știu, restul vă întâlniți sau mai apar persoane blonde sau șaten sau mai vârstă. Ați avea noroc cu oricine, să știți. Vă stă foarte bine în dragoste la blondă, femeie, blondă din fecioară. Cam asta a fost pentru fecioară. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.